Consulatul rus din Tiraspol vor îndrepta mai mulți colaboratori. Detașamentul teritorial de salvare împlinește astăzi 31 de ani. Faptă nemuritoare, în satul Cuzmin și-a omintit de băștinașul său, eroul Uniunii Sovietice Ion Soltis. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. În consulatul rus din Tiraspol vor îndrepta mai mulți colaboratori. Este răspunsul de la Moscova la adresarea comunităților noastre ruse către prezidentul Putin. Situația e la control, spun în Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. În punctul de deservire consulară al ambasadei Rusiei în Tiraspol vor îndrepta mai mulți colaboratori. Despre aceasta se spune în răspunsul dat comunităților ruse. La sfârșit de decembrie, ele s-au adresat către Vladimir Putin. În consulat, până în prezent, sunt rânduri la înlocuirea pașapoartelor de străinătate. Consulski departament ministerstvene. Departamentul consular al Ministerului de Externe din Rusia indică că situația dată e ținută în atenția deosebită a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia. În decembrie a fost luată decizia despre consolidarea cadrelor din punctul consular în deplasare al ambasadei Rusiei din Tiraspol. În ajun la întrevederea comunităților ruse au menționat, în curând delegația nistreană va pleca la Moscova. Acolo va participa la discutarea proiectului de lege despre cetățenia rusă. La sfârșitul lui 2021 l-a transmis în Duma de Stat Putin. În ce privește pensiile ruse, mulți se deranjează că nu le vor putea primi din cauza pașapoartelor de străinătate expirate, care e greu a fi înlocuite la moment. Vreau să-i liniștesc pe toți. Pensia o vor primi. Cu această întrebare ne-am adresat și deputaților Dumei de Stat. Ea e soluționată. Probleme nu sunt și nu vor apărea. Întrebarea pensiilor la fel o vor discuta la Moscova. Vizita delegației Sovietului Suprem e planificată pentru zilele apropiate. Nistrenia, februarie 92. Până la un adevărat război, în tot sensul cuvântului, rămâneau doar câteva săptămâni. În Dubăsari deja erau atacuri. Prima lovitură a fost în noiembrie 90. Atunci formațiunea cu destinație specială a Moldovei a împușcat oamenii pașnici pe pod. Februarie 92. Nistrenia avea mai puțin de 2 ani. Tot mai multe instituții trec sub jurisdicția Republicii. Acest lucru se decide și la întâlnirile colectivelor de muncă. Deja țara are primul său buget pentru a plăti salarii, pensii și indemnizații. Vedem deciziile de a garanta și a crește plățile, garanția de a plăti pensiile, indemnizațiile. În aceste condiții dificile au fost luate măsuri adecvate. Pentru a înțelege cât de dificilă a fost situația, trebuie să spunem de asemenea că Moldova a avut o contribuție negativă. Primele decizii care au fost legate de blocarea acțiunilor băncilor situate pe teritoriul Nistreniei au început în februarie. S-a ajuns chiar și la faptul că 15 milioane de ruble au fost pur și simplu furate de pe unul din conturile băncii din Râbniță, fără niciun motiv. Încă în 91, cetățenii ai Republicii Moldovenești Nistrene automat au fost recunoscuți toți cei care locuiau pe teritoriul Nistreniei. Dar pacea era șubredă. În Dubăsari fuseseră deja 3 atacuri asupra orașului și oamenilor. Exista înțelegerea alarmantă că Republica Moldova n-a lăsat încercările de lichidare forțată a statului nostru. La început a fost noiembrie 90, când formațiunea cu destinație specială, atunci încă Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, a aplicat arme automate. Au fost omorâte 3 persoane, 16 rănite. A fost blocată tentativa formațiunii cu destinație specială de a pătrunde în Dubăsari. Apoi septembrie 91, iar la 13 decembrie 91, gardiștii din Nistrenia au fost atacați. 3 persoane au fost omorâte, 24 luate în prizonierat. În Nistrenia se gândeau cum să se apere. La sfârșitul lui decembrie 91, prezidentul Igor Smirnov a intrat în împuternicirile de comandant suprem. Garda Republicii nu era numeroasă. În februarie 92 au fost aprobate regulamentele privind serviciul în organele afacerilor interne. Acolo a fost textul jurământului pentru ofițeri de fidelitate țării și poporului.
Tot atunci, în februarie 92, Sovietul Suprem a completat legea despre forțele armate. Pe cazacii noștri i-au chemat la apărarea Nistreniei, iar în martie Moldova din nou a atacat Dubăsarii și unitatea militară rusă, unde erau copiii și soțiile militarilor. A căzut milițianul Igor Sipchenko. În oraș au introdus stare excepțională, au început mobilizarea. Iar în iunie războiul a venit în Bender. În anul curent, aceste tragice evenimente au 30 de ani. Detașamentul teritorial de salvare împlinește astăzi 31 de ani. Ei trebuiau să apere oamenii de diverse cataclisme naturale, dar au luat arma în mâini pentru a apăra Plaiul Natal. Când a început agresiunea din partea Moldovei, ei au participat la acțiunile militare de la Dubăsari, Bender, în direcție Chițcani și Cocieri. Detașamentul teritorial de salvare 31 de ani în urmă îndeplinea funcțiunea de lichidare a calamităților naturale, așa ca inundații, cutremure de pământ, incendii, explozii. Însă odată cu agresiunea din partea Moldovei împotriva poporului nistrean, detașamentul a devenit prima organizație militară care s-a ridicat la apărarea tânărului stat. Membrii lui au luat la control cele mai importante obiecte ale gospodăriei populare: podurile, plutitoare, centrala electrică moldovenească. În 91 era nevoie de a uni toate detașamentele, miliția, colectivele de muncă și, practic, detașamentul teritorial de salvare a devenit prima forță organizată în care au intrat toate aceste detașamente. La început erau numai locuitorii orașului Tiraspol, 17 persoane. Apoi, în toate raioanele s-au format asemenea detașamente care s-au unit într-o formațiune republicană. Membrii detașamentului teritorial de salvare astăzi predau lecții de bărbăție și patriotism tinerei generații și sunt gata întotdeauna să pună umărul pentru țară și tovarăși. Atunci, în groaznicul 92, în comun cu voluntarii, gardiștii, au apărat statul nistrean și cazacii. În afară de cei locali, în ajutor republicii, au venit și cazaci de pe Don, Terek, Siberia. Ei au luptat pe diverse poziții, au plecat în nemurirea 92 de ostași. Ziua de astăzi a început cu tedeumul în memoria eroilor căzuți. Началось возрождение. De la Dubăsari a început renașterea căzăcimii. Aici, Republica Moldovenească-Nistreană a trăit primele pierderi. Noi nu trebuie să-i uităm pe cei care au pus temelia trupelor, care și-au dat viața pentru libertate și pace. Vyacheslav Klepkovski a fost mobilizat la începutul lui martie 92. A fost conducător al grupului de mineri. După sfârșirea războiului, au deminat mai bine de 2000 de obiecte. Astăzi el s-a învrednicit de Ordinul Gloriei Căzăcești de gradul 1. Am sentimente de bucurie și mândrie. Acesta este un ordin pentru toți cazacii. Noi trăim, apărăm statul nu pentru distincții, ci pentru pace și fericirea poporului nostru. Peste 100.000 de cazuri de coronavirus în Nistrenia, noul prag al pandemiei. Primele cazuri au fost înregistrate în țara noastră la sfârșitul lui martie 2020. Atunci părea că câteva mii de pacienți va fi cifra maximă, dar a urmat val după val, tulpini noi. Medicii continuă să țină piept virusului periculos. Valul Omicron stabilește noi antirecorduri. Doar în câteva săptămâni avem mai bine de 10.000 de cazuri. Și iată o nouă etapă a pandemiei, peste 100.000 de cazuri COVID. La moment, deja pe parcursul la 4 zile, situația epidemiologică în Republica noastră e stabilă, și anume numărul celor care s-au însănătoșit după infecția de coronavirus într-o zi a început să corespundă numărului de cazuri de îmbolnăvire. Și cred că această situație se va păstra încă 2 săptămâni, apoi desigur va fi mai ușor pentru instituțiile medicale. Cazuri active continuă să fie multe. La moment sunt bolnavi aproape 9.000 de oameni, maturi și copii. În masă, noul val e de câteva ori mai puternic decât cele trecute. La moment se presupune că majoritatea cazurilor de COVID într-adevăr sunt determinate de noua tulpină, Omicron. Prin ce diferă el de tulpinile anterioare?
Durata perioadei de incubare e în mediu 2-5 zile, în comparație cu tulpina anterioară, la care perioada de incubare varia de la 5 la 8 zile, chiar până la 14 zile. Noua tulpină se transmite de 7 ori mai rapid decât cea anterioară. Purtătorul virusului poate fi contagios deja în primele zile după infectare. Gripa și alți viruși sezonieri s-au întors agresiv în acest val. Medicii reamintesc că tratarea fără consultarea specialiștilor este periculoasă. E important de a solicita ajutor la timp. Păstrăm distanța, purtăm măști, dezinfectăm mâinile și ne vaccinăm. Se consideră că cea mai bună imunitate contra omicronului o au persoanele vaccinate. În Europa, aproape toate restricțiile sunt anulate pentru persoanele vaccinate. Spre exemplu, în Anglia, aproximativ 80% din cetățeni sunt complet vaccinați. Danemarca trăiește mai bine de o lună ca până la pandemie. În țară, peste 85% din populație e complet vaccinată. Procentul de revaccinație este puțin mai mic. Noi n-avem încă nici 30% de populație vaccinată. Aceasta nu e suficient pentru a trăi fără măști și fără frica de un nou val de coronavirus. Despre Fondul Investiții Capitale, în guvern propun să aloce pentru program mai mulți bani. Să adauge încă câteva obiecte. Accent la fel se va face pe programurile dezvoltării și fondului rutier. Mai ales reparația drumurilor secundare. Acolo la fel vor fi revăzute sumele finanțării. Premierul i-a orientat pe toți spre un lucru operativ. Deja suntem la mijloc de februarie și timp pentru realizarea acestor programuri de proporții rămâne nu atât de mult, iar ele sunt orientate spre soluționarea acelor probleme pe care le abordează cetățenii noștri în adresările sale. Le examinăm la Consiliul de Coordonare. Întreg anul trecut a fost elaborat mecanismul soluționării lor. Rog să vă accelerați în direcția dată și să vă mișcați înainte. În săptămâna viitoare, premierul a propus de a desfășura consultații cu Sovietul Suprem, după care proiectul va fi transmis prezidentului. Fapte nemuritoare. În satul Cuzmin, raionul Caminca, la baștina eroului Uniunii Sovietice Ion Soltis, s-a desfășurat un miting requiem. Calea de luptă a lui Ion Soltis a durat mai puțin de un an. Tânărul a fost încorporat în aprilie 44, după eliberarea raionului de sub jugul româno-fascist. În prima luptă, sub Orhei, a fost rănit. După însănătoșire, a participat la eliberarea Ucrainei, Belorusiei, Poloniei. La 11 februarie 45, detașamentul lui a primit misiunea de a elibera orașul lui Izental. Calea le-a tăiat-o focul mitralierei. Punctul de foc era invulnerabil, se afla în subsolul unei case de piatră. Tânărul Ion, deja rănit, s-a târât la colțul acestei case. A căzut pe bunker și cu pieptul l-a acoperit. Soldații au continuat atacul. Astfel, Ion Soltis, cu prețul propriei vieți, a contribuit la îndeplinirea misiunii de luptă, salvând viețile tovarășilor săi. În 1965, Ion Soltis s-a întors în satul natal, deja în bronz. În acest an a fost înălțat monumentul eroului. Când Ion Soltis a acoperit mitraliera fascistă, era puțin mai mare decât noi. E greu a ne imagina de unde acest băiat de la sat a luat atâta curaj și a jertfit viața tânără pentru a-și salva tovarășii de luptă. Fapta lui eroică pentru noi va fi întotdeauna un exemplu de neînfricare și dragoste față de patrie. Casa Muzeu din localitate mai păstrează atmosfera anilor de copilărie a lui Ion Soltis. Despre viața și fapta tânărului vorbesc fotografiile, documentele, fragmente din ziare editate în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Dragostea față de carte trebuie altoită încă din copilărie, iar biblioteca trebuie să-și găsească un loc de cinste în orarul fiecărui om. Biblioteca din Bender astăzi împlinește 120 de ani de la creare. Aici se păstrează înțelepciunea de veacuri. În depozitul bibliotecii se află sute de cărți rare. Biblioteca din Bender, depozitul de cărți, este un loc sfânt unde se păstrează de ochi străini cele mai rare exemplare.
cărți, coperta cărora e acoperită cu praf de aur, manuscrise vechi, care au mai bine de 250 de ani. Spre exemplu, cartea autorului italian Francesco Algarotti, care povestește despre călătoria sa în Rusia, unde își amintește și despre orașul Bender. El pleca în Sankt Petersburg la nunta Mariei Leopoldovna și a trecut prin orașul Bender. El nu povestește despre oraș, dar amintește în timpul călătoriei sale de câteva ori. Bender, Bender, am găsit acest loc care servește drept valoare mare pentru noi. Remarc, Umbrie în Paradis se bucură de mare popularitate. Ediția a trecut o încercare la rezistență. În timpul sovietic erau așa regulă. Toate creațiile literare, de arte, erau întâi de toate editate în reviste. Apoi era studiată popularitatea lor și doar mai târziu editate în formă de cărți. Era o asemenea politică. Ieșeau de sub tipar într-un tiraj mare numai cărțile solicitate. În total, în biblioteca din Bender sunt păstrate mai bine de 70.000 de cărți. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară CAP și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!